Domnul primar, ne întoarcem la bilanțul anului, anilor dumneavoastră și la nădejdea de viitor. Hai să vă incit, nu știu cum să fac, să vă deschideți un pic sufletul către noi, către ascultători, cititori. Mă uit la sala asta de sport. În primul rând, sala de sport nu este meritul meu. Sala de sport a fost făcută de Compania Națională de Investiții, bine, la cererea noastră. Dar este o investiție extraordinară, dacă aș putea, eu dacă aș fi în fiecare comună, aș face o sală de sport de nivelul acesta, pentru că astfel încât copiii să aibă unde să meargă, în loc să ducă la chioșcul din colț unde se întâmplă altceva, să vină la sala de sport. Aveți sală de sport, aveți terenuri de sport, aveți echipă de fotbal, aveți... Noi mergem în paralel, încercăm să dezvoltăm comuna din toate punctele de vedere. O parte din cetățeni sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți, dar nu poți să le faci pe toate odată, nu poți să le faci pe rând sau mergi în paralel și cu una și cu alta, dar prioritizează cam toate obiectivele care ar fi de făcut în comună, după care încep ușor, ușor să le faci. Dar noi, sala de sport este lucru cel mai important. Ia să vedem. Noi am asfaltat aproximativ toate drumurile publice din comună, mai avem puțin. Și din sate, da. Toate ulițile, totul este asfaltat. Dacă mergeți în comuna Miroslava, mai sunt, ne-a prins toamna asta, dar suntem pe proiect. Avem finanțare, avem contracte semnate. În primăvară ne apucăm, sperăm. Sunt convins că la anul viitor, pe timpul ăsta, nu va fi un metru dintr-un drum public sau privat al comunei Miroslava, privat din proprietatea primăriei, că sunt și private care sunt de servitute sau proprietatea cetățenilor, acolo n-am voie să mă bag, care să nu fie asfaltat. Al doilea, am adus, deci am băgat apă în toate satele din comună. Deci eu am plecat, am avut și noroc, am plecat pe un proiect. Am spus că dacă nu putem, noi aici, marginea Iașului, conducta de alimentare a Iașului, cu apă trece prin comuna Miroslava și niciun sat din comună noi nu aveam apă. Apă de Timișești. Apă de aici, din... Și am depus proiect începând cu 2008-2009. Prima dată am înființat sistemul de alimentare cu apă, prin măsura 3-2-2. Dar și acolo, dacă v-aș povesti... cu ce alergătură, cu ce transpirație, nu știu asta, că am mai vorbit pe chestia asta. Dar asta e și îi spun că nu avem proiecte. Dacă luați toate proiectele care sunt în România, n-are Europa atâția bani ca să dea sau... Cam câte aveți în pregătire acum? Proiecte? 10. Câte credeți că vor obține anul ăsta? Acum suntem în execuție, avem semnate contracte de finanțare pentru 5, dar 10 avem să le depunem. Mai încercați să-mi spuneți cam câte milioane de euro? Pe care pe astea... Pe ce ați adus? Deci pe... ăsta avem acum semnate contracte de finanțare pe 8 milioane de euro, 7 milioane, 900 și ceva de... Da, 8 milioane. 8 milioane. Bine, sunt proiecte mari, la unele dintre ele avem noi cofinanțare destul de mare pentru că nu ne-a permis. Și legislația e făcută. Faci, de exemplu, o canalizare și nu-ți permite ca să depășești suma de nu știu cât, nu mai. Da, și atunci ce fac? Fac canalizarea pe jumătate sau cum? Ce înțeleg ei prin... Dar asta nu mai contează. Apropo de parcul industrial, deja faceți canalizare acolo, gaz, chestii de genul ăsta? În parcul industrial avem utilitățile, mai puțin canalizarea. Acum se lucrează. Am văzut că au început construcțiile și mi-a plăcut. A semnat contractul de finanțare pentru canalizare. Sperăm cum ne permite vremea să facem licitația și imediat după anul nou, dacă ne permite vremea, să ne apucăm de treabă. Că la anul noi avem obligativitatea, că ne-am asumat niște răspunderi față de cei care au venit la licitație. Sigur. Ca să aibă toate utilitățile.
dar le rezolvăm noi acolo. Vă să zic că ăsta ar fi al treilea element de mare autoritate de a muncii dumneavoastră de primar, parcul industrial, sau aveți și mai importante decât astea, realizări vorbind? Sunt multe, sunt atât de multe. Gata cu învățământul, le-a spus la punct pe toate școlile și toate astea, nu mai aveți investiții acolo? Vedeți, dumneavoastră, nu, vreau să fac, acum am proiectat o școală la Miroslava, pentru, vreau să adun toți copiii din comună să învețe în același loc. Deja suntem, lucram la bugetul pentru anul 2017. Dar o critică tot pot să vă fac, cu căminul cultural, cum stați, cu casă de cultură. Vedeți, dumneavoastră, mă repezi la critică, nu? Nu, nu e așa. Aveți dreptate. Și eu stau. Noi nu avem un loc unde să ne adunăm. Avem... Așa. Nici nu... Dacă mă apuc să fac o casă de cultură sau un club dintre ăsta modern pentru toate categoriile de vârstă, ori fac ceva ca să fie valabil cel puțin 50 de ani de acum încolo, când te duci acolo să te duci cu plăcere, ori faci așa, ca numai de dragul de a te afla, întreabă căminile vechi care au fost. Și uite, așa ajungeți la lucruri bine făcuți acum. Dacă nu-l faci bine, mai degrabă nu-l fac. Nu. Ia să vedem, pentru 2017, ce visați să faceți, domnule primar Dan Niță? Repet, 2017, să nu vă întindeți mai mult. Nu, 2017 avem... Vrem să facem un centru rezidențial pentru persoane în vârstă. Asta înseamnă că deja aveți finanțare deschisă. Nu avem finanțare, lucrăm acum la... Uh-huh. Deci un centru dintre ăsta nu poți să-l faci oriunde. Pentru firesc, sigur. Eu nu vreau să-i spun azil de bătrâni, pentru că sună așa cum sună. Nu sună... Sună rău oricum, da. Terenul respectiv noi trebuie să-l cumpărăm, că nu-l avem. Dar purtăm discuții. Îl cumpărați că trebuie să fii în centru. În rest aveți terenuri. Încă mai aveți terenuri. Prin alte, prin împrejuri, prin satele, prin Urican, știu eu. Centrul rezidențial trebuie să aibă anumite poziții și acolo vin fel de fel de oameni. Bine, utilitățile trebuie duse în primul rând, dar trebuie un pic mai retras, că așa credem noi că e normal. Și veți obține anul viitor, veți face? Credeți? Sigur vom face. Altceva. Ziceți că v-am întrebat de 2017. 2017 vom construi școala la Miroslava. Nu știu dacă o să finalizez în 2017, pentru că va fi o școală cu cel puțin 30 de sări de clasă. La ultima... Achiziționăm microbuze pentru transportul elevilor, pentru că în baza la ceea ce ne dau cei de la guvern, și iar venim la o întrebare. Aveți bani, domnule, dacă aveți planurile astea așa mari? V-a spus dumneavoastră că bani nu avem, dar știm să-i facem. Da, domnule primar, haideți să mă întorc o leagă așa către sufletul dumneavoastră. Aveți satisfacția lucrului bine făcut? Da, ce am făcut, să știți că am făcut gospodărește. Nu mi-am bătut joc de nimic. Și de acum încolo, tot ce fac, tot la fel. Adică, dacă fac ceva, fac ceva trainic. Uitați-vă, vin în fiecare ce credeți. Vin să le duc două mașini de piatră, să le pun pe... Eu nu pun două mașini de piatră, pentru că ar fi... Aș cheltui niște bani pe aiurea. Îi conving pe oameni să aibă puțin răbdare, să aștepte. Aveți grupul dumneavoastră, gospodăresc pe lângă primărie? Aveți societatea... Avem o societate care, da, societatea respectivă lucrează la numai pentru lucrări rapide. Uh-huh. Se rupe ceva, se sparge... Am văzut că se tăiau pomii aici. Păi se tăiau pomii, am primit aprobare. Adică se aranjau, nu îi tăiau de jos. Văd că, păi nu, că a venit de la diferite ziare, se întrebe ce... Cum de ne permitem să facem așa ceva? De fapt, este o toaletare a copacului respectiv. Sunt foarte multe plângeri de aici până la ieșire din spre Voinești, toți oamenii, majoritatea vin și se plâng, domnule, faceți ceva cu copacii.
Da, da. Pentru că o parte din ei, știți ce au făcut în momentul în care și-au construit casele, au tăiat de jur împrejur parte și există pericolul permanent la orice furtună să le cadă copacul. Și uite cum am alunecat. Stați, cum stați cu sufletul? Vă considerați un tip inventiv și așa cu voință deosebită? Să știți că ceea ce fac, eu nu fac de capul meu. Eu am fost acum săptămâna trecută sau acum două săptămâni, am discutat cu oameni din fiecare sat. I-am întrebat ce se vrea sau ce vor ei să facem în satul lor. Eu le-am spus care sunt ideile mele. Unii au fost de acord, alții nu au fost de acord. Dar ne-am pus, așa cam în mare, ne-am pus de acord ca ce putem să facem sau ce vrem să facem în fiecare sat în anul 2017. De exemplu, pot să vă spun că o să fac un sat model. Unde? O să vedem, o să dăm cu banul ca să nu se supere. Asta nu cred. Nu râdeți. Dați cu bani. Un sat model pe banii primăriei. Unde, domnule? După care. Dăm cu banul. La Ezărel, aici? Unde? Sau Colea? Ezărel este prea mare. E prea mare. Încerc, dacă fac, aș face într-un sat mijlociu. Așa. De exemplu, Orpaz, Ciurbești, Uricani, Vorovești, unul din satele astea, să vedem cum iese. După care obligăm pe toți să se alineze la ceea ce vrem să facem noi. Adică n-ați răspuns dacă sunteți om ambițios, ce a spus, ce ambiție aveți? Ambiția, e bine să fii ambițios în... Asta înseamnă voință, domnul primar. Da, bine. Și de multe ori vedeți că s-ar putea să fii ambițios în o problemă care s-ar putea să greșești. Și... Dar... Vă mai luptați cu ăștia de la guvern? Că totdeauna ați avut ceva. Și când ați fost, ca să zic așa, politic în aceeași barcă și când... Mea, dacă mă credeți, nu m-am certat cu nimeni. Nu, în ideea că aveți părerile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră. De a spune adevărul sau de a-mi spune ce am eu pe suflet. Și când vezi că legea spune una... Și cel legiuitorul ăla care trebuie să respecte legea sau să aplice legea, face alta. Cam cum pot să tac? Domnul primar, ne-am întins la vorbă. Vreau totuși să trageți o concluzie despre activitatea dumneavoastră pe acum. Și ultima întrebare va fi cea legată de o urare. Penultima întrebare. Faceți un rezumat. Ce credeți că ați făcut foarte bine în comuna dumneavoastră până acum? Păi tot ce s-a întâmplat a fost foarte bine. Toate... Tot ce se va întâmpla de acum încolo va fi și mai bine. Da, eu știu că, mă rog, sunteți un sponsor al echipei, v-am văzut cum săriți când se bagă gol, când ia gol, v-am filmat odată acolo, de acord. Dar și eu am jucat fotbal, așa că nu mă las driblat. Iar răspundeți la întrebare. Probabil că n-am înțeles eu întrebarea dumneavoastră. A, atunci, domnule, cum să spun eu, mulțumirea de sine, că până la urmă acolo voiam să ajung. E mulțumit Dan Niță de cât a realizat în anii aceștia în comuna Miroslava. Până la urmă acolo voiam să ajung. Da, să știți că eu n-am cheltuit un leu fără discernământ sau să meargă așa să ducă pe apa sâmbetei. Și nici la cei din jurul meu nu le-am dat voie ca să... Și acum... Să facă așa ceva. Și acum văd că deja un alt Niță stă pe aproape. Ziceți-mi urarea de sărbători pentru ai dumneavoastră și pentru toată lumea. Le urez la toți multă sănătate. La cei din Miroslava le spun să aibă încredere că ceea ce le-am promis o să fac. Chiar dacă guvernul sau alții vor fi de altă părere, mai am resurse. Dacă nu am, știu unde să le găsesc. Și la mulți ani. 2017. Vă poruncim și noi să fiți sănătos și să aflăm că v-ați rezolvat toate problemele
Deci vă dorim sănătate, fericire și la mulți ani din partea grupului meu de presă și a mea personal, domnule Nițădar. Mulțumesc!